Celor 1000 de oameni din piața universității li s-au alăturat aseară alte câteva mii din 60 de orașe. Pe niciunul nu i-a liniștit reinstalarea în funcția doctorului Arafat. Toți sunt hotărâți să protesteze până când mai mari țării vor accepta că românii nu-i mai vor. De la est la vest, România a ieșit aseară în stradă. Taxele fără număr, măsurile de austeritate și alte biruri i-au făcut pe oameni să ceară plecarea actualei conducere a țării. La Constanța, primarul Radu Mazăre s-a alăturat sutelor de protestatari. După ce în timpul manifestațiilor de acum două seri, un ghiveci l-a lovit în cap pe curatorul muzeului Bruckenthal, 2500 de sibieni au cerut oamenilor măcar să-i lase în pace. Piața Sfatului din Brașov a devenit piața libertății pentru sutele de oameni ieșiți în stradă, la fel și centrul Piteștiului. Vreau să lupt pentru viitorul copilului meu. Îmi place să cred că poate copilul meu să aibă o șansă la un viitor mai bun decât cel pe care l-am eu acum. Supărarea oamenilor a produs și mici incidente. În Baia Mare, o bătrână a fost lovită în cap de protestatari și a fost nevoie de ajutorul jandarmilor. Și la Timișoara a fost nevoie de intervenția forțelor de ordine după ce un bărbat a început să facă scandal în piața Operei. Dar ce problemă avem cu dumneavoastră? A făcut ceva? A făcut scandal?